Fetele cu spatele la noi, să nu vedeți care cumva ce se află în pahare. Briana va fi udată cu o străpitoare. Mai mult mă ud eu. Și găleata. Priviți ce am pregătit aici. O super provocare pentru fete. E un challenge. Ghiciți cum se numește. Scrieți repede în comentarii dacă ați ghicit deja. Puneți like cei care știu despre ce este vorba. Așa e, ai avut dreptate. Și ai dat și like. Și într-adevăr, challenge-ul se numește Nu mă uda challenge. Salut. Fetele s-au pregătit, s-au îmbrăcat în costume de gimnastică. Până acum n-am bătut vântul, dar acum bate un pic. Așa, care și ce am pregătit noi? Avem aici 15 pahare. 10 dintre ele sunt cu recipiente pentru udat. Veți vedea la momentul potrivit care sunt acestea. Iar 5 dintre ele conțin bani. De la cel mai mic de 5 lei până la cel mai mare de 200 de lei. Cel mai mic și cel mai mare pe care i-aveam noi în casă. Că așa există și de 1 leu și există și de 500 de lei, dar nu i-avem. Salut! La acest challenge participă toată familia. Sunt 15 recipiente, adică 3 pentru fiecare dintre noi. Cineva poate fi udat de maxim 3 ori. Și există posibilitatea să nu fii udat niciodată dacă îți pică de 3 ori bani. Vă întoarceți și eu amestec paharele pentru că deja v-ați uitat voi în ele. Repede, repede, repede. Fetele cu spatele la noi, să nu vedeți care cumva ce se află în pahare. Atenție, l-ai atins, l-ai luat. Nu ai voie să miști paharul sau să îl clatin. Pur și simplu, ai atins paharul, l-ai luat. Cine începe primul? Brica e cea mai mică, de la cel mai mic până la cel mai mic. Ia, uite cum s-a încălțat Bri. Bravo, Bri. A avut și pantaloni pe ea, dar Teo a udat-o de înainte, așa că ea s-a descurcat. Bun, Bri, alege un pahar fără să te uiți. Așa, bun, bravo. Hai să vedem ce scrie aici. Briana va fi udată cu o stropitoare. Wow. Și vine Teo cu stropitoarea. Teo va uda, următorul face. Și mami dă o mână de ajutor. Cine stă? În cadru va fi udat. Bri, și Bri fuge. Dacă stai acolo, vei fi și tu odată. Apa este caldă pentru ca fetele să nu răcească, iar afară oricum sunt 36 de grade. Cum e, Bri? Mai ai un pic? Cum e, Bri? Gata! 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 Gata. Trebuia să stai să te ud așa. Wow. Dar Bri nu sta. Acum eu aleg. Primul pahar a fost întors. Mai avem 14. Și le ia vântul. Acum Teo. Teo. Alege Teo și a ales furtunul. Și cine va uda? 3. Stai să dau. De probă. Nu așa, nu, nu, nu. Și apa este caldă pentru că îndeplinit că e de pe furtun. S-a încălzit în furtun, gata. Suficient. Cum ești, Teo? Teo de furtun. Teo găleată de mie, cel mai frică. Vântul mare. Hai, Mara. Hai, atins, l-ai luat. Și dacă Mara deja a atins paharul. Și pistol mic. Pistol mic. Aha. Pistol mic. Pistolul mic. Teo, faci onorurile. Nu-i dai în ochi, nu-i dai în ochi. Mara, n-ai voie să fugi. N-ai voie să fugi. Gata. Mara a scăpat cel mai ieftin. Ia să vedem Mara. Atât? Da. Paharul e gol, cine-l va nimeri va trage de două ori. Cineva a pus paharul înapoi. Gol. Ah. Acum e rândul cui? Adău. Oh-oh. Hai, mami.
să vedem. Nu le atinge. Borcan. Borcan. N-a avut nimeni noroc de bani până acum. Mami, scoate-ți ochelarii. Stai, ai răbdare că o să fac eu onorurile pentru că vrem să scap în cap. Mami, adună paharele care au crezut și întrebarea mea e următoarea. Cum să îi dau acest borcan cu apă, mami? În cap! Scrieți-ne în comentarii! Pe spate, la picioare, pe mâini sau deasupra? Pe cap! Deasupra! Cel mai mari șanse până acum, cine le are de câștig? Mare! Ce eu, tata s-ar putea la tine să pice bani. Doamne, mami! Tata are cele mai mari șanse, că n-a tras niciodată și poate să tragă din prima bani. Hai! Mi-e milă de mami. Ce faci? În cap! Nu cred! O să fiu bună! Acum înțeleg ce a simțit Bri. Mânca oar mama stă udă de atunci. Uite ce tristă e. Tati, sper să-ți pice o găleată. Bun, hai. Tu le extragi, dă-mi să te filmez. Rândul meu. Rândul tău, tati. Stai că trebuie să filmez așa. Nu, păi mai urmează două ture. Ne schimbăm cu toții la sfârșitul challenge-ului. Hai, tati. L-ai atins, l-ai luat. Deci nu... Hai, ia. Bani. Nu cred. Tati scapă neodat. Hai, Bri, rândul tău. Bani. Hai. Bani. Bani. Cei mai mari bani a câștigat Bri de ei. Bravo, Bri. Bravo, Bri, tu ești cea mai mare câștigătoare. Hai, tati. Nu, Teo. Hai. L-ai atins, l-ai luat. Bani. Așa poate apă. Ce provocări. Să poți să-ți pice data viitoare. Să-și tot 3 dintre cei 5 bani. La persoane diferite. Foarte interesant. Hai, Mara. Al patrulea ban s-a dat. Hai să fie 6 de lei. Ăsta-i bol, Teo? L-ai lăsat aici? Da. Nu. Și nu. Câte pahare mai avem? 7. 7 pahare. Acum mami. Hai mami. Lasă-mă. Oh my god. Mă rog. Haide să vedeți ce mă udă pe mine atunci. Păhăruț e ăla mic. Ia să vedem ce păhăruț avem noi. Oh mami. Hai. Opa. Hai să vedem acum, tati! Yes! Tati, de udat nu o să scapi, pentru că mai e un singur ban și tu mai e de tras de două ori. Adică și dacă spică acum ban, tot nu scapi. Da. Și dacă tragi bine, ce spuneți? Să vedem. Deci eu nu am fost udat. Da. Până acum. Mă rog, te-a udat transpirația. Deci eu nu am fost udat. Stai, hai să vedem. Hai! Întoarce-te acum. Nu, pentru că ai atins. Întoarce-te să le amestec. Gata, oprește-te, Teo. Bun, le-ai amestecat, da? Tot ăsta din mijloc. Hai. Și dacă e bani? Și dacă o fi aspersor? Și dacă e bani? Hai să vedem. Sau găleată? E bani. Nu e bani. Hai să vedem ce e. Găleată! Nu, pistol mare. Eu. Pistol mare. Cui o pica găleata aia? Nu știu. Găleata? Da, aia e. Și gata, tati, a fost udat. Și mai vine un pistol. Oricum nu ești cel mai ud. Cea mai udă e Bri, mi-e milă de ea. Hai, Bri, că trebuie să tragi tu acum. Acum rândul tău. Ia. Hai, alege un pahar de acolo, care vrei tu. Ce scrie? Pahar. 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 Yeah.
piciorușe, Bricu, el. Vrei la piciorușe? Vrei la piciorușe? Bine. Hai la piciorușe. Și tu ai scăpat, gata, jocul pentru tine s-a terminat. Bravo. Hai, pune jos. Hai la piciorușe. De picioare. Așa. Cum a fost? Bravo. Hai, Teo. Dacă e găleata, ce faci? Cred că o să-ți placă, pentru că e cu apă caldă. Hai, alege. Aspersor! Nu cred, deci nu te mai erau singurele lucruri reci. Dar nu e chiar reci. Ele sunt calde pentru că e apă pe furtun și s-a încălzit apa aceea. Deci... Vreau! A rămas găleata și mai suntem în joc doar eu, Mara și tati. Găleata, un ban și coferul. Și de vreau eu de ăla, să sar așa, să sar așa, să sar așa. Voi toți aveți bani? Mai e un ban. Păi nu, dar voi toți aveți și eu nu am. Păi mai ai de tras o dată. Brian are 200 de lei. Eu am 100 și încă 100 de la Edi. Eu am 5. Eu am 5 și tata are 10. Mai sunt 50 de lei în joc. Poate câștig eu, dar cine știe. Dacă îi câștigă tot Mara sau tot tata. Poate primești găleata. Deci nu mai doresc o găleată după borcan. Hai, deschide. Dăm drumul la robinet. E mică și o facem mare. Cum e, Teo? Și pe mine. Nu ai voie, Mara, trișezi. Nu trebuie să fii udă la finalul challenger-ului. Vei pierde. Nu mă interesează, am bani. Gata, opriți-vă. Oprește apa, tati, și le-ai rezolvat. Stop! Rezolvare! Mara, trage! Nu sunt asta distracție! Nu e ceva normal să le începem la speță. Gata, l-ai luat! Gata, l-ai luat! Găleată! Nu cred! Ai scăpat, mami! Gata, s-a dat găleata! Eu da. Pot și eu, pot. Da? În 3, 2, 1 și găleata. Vrei să vezi fața? Ce bine a fost. Gata, rândul meu. Mă duc să trag. Mai avem bani și cofer. Regizava asta să ne pice la fiecare câte un ban. Bine, dacă regizam 200 de lei erau ai mei. Așa. Cum? Eu mă scoam coperul. Dar trebuie să stai în genunchi. Stai că e și camera. Mara filmează, mami toarnă. Mami are bani. Și se pare că mami a ieșit cea mai neudată. Nu e adevărat. Mara, da. Niciunul, tata mea. Eu? Cu găleata am uitat. Hai, pregătit. Aoleu, ce mare ești, măi, tati. Mai mult mă ud eu. Am dat-o pe jos. Ce bine că am scăpat cu puțin. Oricum, așa sunt și eu. Suntem uiți toți? Deci challenge-ul a fost câștigat de toată familia. De toți, că toți ne-am distrat. Iar Briana a câștigat cei mai mulți bani. Așa că... Noi trebuie să mergem să facem câte un duș fiecare. La piscină. Așa auzi? Da. Hai să schimbăm pe Bri. Uite, e jubărat de deja udat din prima. Dar a fost fun, Bri. N-a fost fun? Da, nu l-a spus. Da. Ce faci, Bri? Să se spală ea. Fetele pregătesc aspersorul, dar ele nu știu că dacă nu le dai eu drumul, nu funcționează. Da, e închis și... Da. Așa se dă drumul. Se deschide de aici și se dă drumul și de aici. Abia acum funcționează. La noi joaca merge mai departe. Ce dacă am terminat provocarea? Ele se provoacă oricum. Bri, te duci tu cu ele la joacă? Nu mă duc, că mă aud.
Așa că distrați-vă cât de mult puteți. Până data viitoare vă spunem v-am pupat, pa, pa! M-a udat și pe mine. Și e rece. Ei, na, așa vă trebuie. Fără apă.